Salut, sunt Casian de la Snobles.ro, blogul consumatorilor informați și responsabili. Și dacă îți pasă ce bei, urmărește-mă. Astăzi ridicăm un pic miza, mergem din nou pe produse românești și prezentăm Vinaș Jidvei VSOP. Ce pot să vă spun despre acest produs este faptul că câte știu eu și astăzi este unul dintre cele mai consumate branduri, pot să spun deja brandy, de pe piața românească și datorită prețului, care e undeva ceva mai accesibil, e vorba de raportul preț-calitate, dar și din cauza brandului, care, așa cum pomeneam și la Monfatla, se originează deja într-o tradiție din perioada de dinainte de 89. Prețul aproximativ pe care îl puteți găsi la raft merge undeva între 50 și ceva, 57 până în 70 de lei, cele mai scumpe. Însă m-am uitat la un moment dat inclusiv la chestiune de etichetă și aș vrea să fac un reproș direct producătorilor. Dacă vă uitați la acest produs, la acest ambalaj și vă uitați la Martel, la coniacul Martel, tot VSOP, o să vă izbească similitudinea, inclusiv cele pe care le găsiți în cutie de carton, diferența majoră între Martel, care este la cutie de bună factură, și cutie de carton, același tip de etichetă, Bordeaux cu bleu, cu scris auriu, aceeași formă a sticlei. Un pic mai multă imaginație, domnilor de la Jidvei, m-aș fi așteptat, pentru că acest produs totuși tinde să pretindă un pic mai mult profesionalism și un pic mai multă calitate. Pot să vă spun că acest vinaș Jidvei este obținut la Bălcaciu, în județul Alba, și este probabil loc este cel mai de complex de vinificație care este în portofoliul companiei Jidvei. Este obținut din soiul cu aciditate extrem de ridicată în zona Târnavelor, și anume Feteasca Regală și Riesling, din care am citit și eu câteva detalii. Se extrage inițial mustul și apoi în primăvară, după ce își dă drumul la fermentare, este lăsat și distilarea propriu-zisă se întâmplă să fie în lunile iunie. De fapt nu, mai, dacă vreți, aprilie-mai, cam atunci. Și producătorii ne spun că distilatul este păstrat în butoaie de stejar pentru 5 ani de zile. Vedeți eticheta, un medalion aplatizat de fapt pe sticlă cu conacul de la Jidvei, și pe contra etichetă avem din nou o imagine cu conacul împreună cu câteva indicații, zice așa, ISO 9001, da? Vinaș este un produs obținut prin învechirea peste 5 ani a distilatorului de vin în butoaie de stejar. Deci VSOP deja merge pe 5 ani de zile. Aciditatea ridicată a vinurilor din Podgoria Târnave, care se distilă tinere, separarea corectă pe fracțiunea distilatelor, învechirea de durată, duc la obținerea unui vinaș de calitate cu o finețe deosebită și cu o personalitate specifică Jidveiului. Să vedem dacă ne dăm seama care este personalitatea specifică Jidveiului. Până una alta, o să deschidem. Hai să dăm încă o dată acest timbru care este lipit zdravăn. Totdeauna m-au enervat aceste timbre lipite atât de prost sau cu lipici de proastă calitate, da? Observăm, totuși și aici se desprinde mult mai ușor capacul decât m-aș fi așteptat. Ei da, începem să fie ok. Vedeți, nu ne-am chinuit deloc. Avem un capac la fel ca și la celelalte din plastic, cu un dop de plută. Mirosul este vanilie în prima fază, ceea ce nu mă surprinde. Totuși alunecă un pic prea ușor. Asta nu e un datul neapărat, înseamnă că nu închide suficient de bine. Dar, mă rog, să vedem. Așadar, este un distilat exclusiv din vin, este la 42% volum alcoolic, deci nu 40%, 70 de centilitri VSOP, produs și îmbuteliat la origine de SC Jidvei, SRL, localitatea și la. Bun, îl punem în sticlă. Mă nervează că trebuie să rup aceste chestii ca să nu îmi intre sau să nu picure pe acest plastic de pe marginea
buzei, sticlei, brandium. Deci aici poate ar trebui să mai lucreze la ambalaj sau să mai testeze formule prin care să se deschidă mult mai ușor și să nu intre plasticul în contact cu lichidul. Da. Uitați, culoarea este plăcută, la fel galben-bronz, un maroniu mai deschis. Mirosul este ușor alcoolic. Și nota pregnantă care reiese este cea de vanilie, provenită probabil de la butoarele de stejar în care a fost ținut. În rest, n-aș putea să zic foarte multe despre. Parcă undeva așa pe fundal se simte o chestie din asta de castane, mi-e greu să spun la miros, o să-l gust. În prima fază e destul de agresiv acolo. Și ceea ce se, dincolo de gustul dulceac, ceea ce se simte este clar vanilia. Vanilia mi se pare un pic adăugată. Este unul dintre reproșurile pe care cred că pot să le fac celor de la Jidvei. Senzația mea este că undeva vanilia nu e tocmai naturală și s-ar putea să fie adăugat niște componente care să-i fi dat o tușă mult mai vanilată. La coniacurile franțuzești se simte foarte bine maturarea împreună, ca un proces organic, nu atât de frapant nota de vanilie, ceea ce arată că de fapt n-au crescut împreună componentele. Aici sper să nu mă înșel, dar poate ar merita ca cei de la Jidvei să mai reflectez la acest aspect. Deci, încă o dată, mirosul, așa cum îl simt eu acum, este alcoolic și de vanilie, nota distinctă, nu are chestii deosebite. Poate ceva nuci mai crude, foarte interesant, da? La gust, tot așa, este destul de alcoolic. Nu e atât de agresiv precum la Zaraza, însă nu e foarte departe, din păcate. Da, într-adevăr se simt unele tușe de, să zicem, lemnoase, care vine probabil de la stejar și nuci, poate ceva migdale. Postgustul este relativ prelung, peste 7 secunde, 8 secunde, însă, dincolo de vanilie și aspectul dulceag, încă rămâne destul de pregnant gustul de alcool. Așadar, nu e neapărat rău, dar nici grozav, la prețul ăsta. De fapt, mi se pare și ăsta un pic prea scump pentru piața românească, la ce oferă. Există alternative mai ieftine din Occident. Cred că ar trebui să mai reflectați un pic și noastră, domnilor de la Jidvei, și asupra prețului. Deci cei care lucrează la partea de marketing poate ar trebui să gândească în alt termen și să-și mai eventual educe și consumatorii. Cam atât am vrut să vă spun, îi dau o notă undeva un 6, 6,3, nu e neapărat rău, dar nici onorabil. Sigur, merită să încercați și voi să gustați, să vedeți cam cum e. Departe de mine se spun că cel mai bun brand de pe piața românească, cum spun unii dintre prietenii mei. Nu uitați, e foarte important ce cât și cum beți, pentru că sunt noblesse oblige. O să vă rog să dați un like, un subscribe, un share, să vă înscrieți cu alte cuvinte pe pagina de YouTube, pe Facebook și pe celelalte canale și până data viitoare să beți responsabil. Salut!